Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător. Haideți să vedem la Vărsător. În zaruri puțin. Triști. A plecat cineva, sunteți triști. Dar pe undeva vă și pare bine, vreți să și vă desprindeți de această persoană, vă simțiți ușurați câteodată, da? Nu știu, simțiți că viața dumneavoastră poate fi mai bună, aveți câteodată idei așa. Dacă aștepta să se întoarcă cineva, se întoarce. Se întoarce această persoană. Aha. Vă gândiți foarte mult la familie, la familia dumneavoastră sau familia cu această persoană sau familia acelei persoane. Care are o influență asupra dumneavoastră, asupra vieții dumneavoastră, arată o ceartă după o ceartă, arată că dragostea învinge și că o să aveți o surpriză plăcută, arată că dacă vă gândiți la o persoană și nu știți dacă acea persoană vă place sau vă vrea, arată că dacă vă vrea, că o să începeți o relație, că o să aveți o relație. Că poate fi cineva apropiat, dar poate că acea persoană mai are o dragoste ascunsă, are o agendă ascunsă, dar o să descoperiți dumneavoastră și spune să rămâneți optimiști pentru ce vine, spun cărțile. Dar dumneavoastră vă gândiți sau simțiți că nu are viitor, fără viitor această relație și ca și când aveți sentimente schimbătoare pentru această relație, pentru viața dumneavoastră, pentru această persoană, câteodată simțiți ceva, câteodată altceva. Și un blocaj pentru că a plecat această persoană și aștepta să se întoarcă. Eu zic că se întoarce. Dacă aștepta să se întoarcă, se întoarce. Doar că dumneavoastră sunteți confuzi în sentimente. Nu știți exact câteodată. Știți că are pe altcineva sau are o agendă ascunsă această persoană. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.